Suspendarea lui Tyer Bauob îi dă planurile peste cap lui Emil Săndoi. Oltenii nu se pot baza în partida cu Steaua pe serviciile atacantului iordanian, acesta fiind la a doua etapă de suspendare după cartonașul roșu din meciul cu Viitorul. Le-a avut în vedere că Bauob este un jucător care tot timpul a fost faultat, n-a faultat pe nimeni. Și v-am spus, chiar are circunstanțe. A mai și alunecat în faza respectivă și a dorit să oprească mingea prin alunecare. Nu este un procedeu pe care el îl stăpânește foarte bine. Mă rog, o greșeală de-a lui care ne costă. Ăsta e adevărul. Poate dacă am fi avut în teren, nu știu exact dacă din primul minut, poate n-ar fi jucat din primul minut, poate ar fi intrat pe parcurs. Poate că ar fi reușit să aducă un plus pe faza ofensivă. Pentru că este un jucător care are și un serviciu bun și o tehnică bună, care poate să-și elimine adversarul, indiferent de zona în care se găsește. Este un jucător care tot așa poate să pună în valoare și coechipierii lui. Deci ne-a lipsit și probabil că o să ne mai lipsească. E păcat că nu-l avem decât în ultima etapă de la Iași, dacă rămâne aceeași suspendare. Pe lista absenților este și fundașul Stefan Aca, în continuare accidentat și care va putea reintra într-o partidă oficială cel mai probabil în primăvară. Aș putea să spun că avem așa probleme mari, cu excepția lui Aca. Știți și dumneavoastră că nu are cum să-și revină până în primăvară și suspendarea lui Bauob, toți ceilalți jucători sunt alții. Emil Săndoi are pregătit un plan B pentru partida cu Steaua, în care este reorganizat compartimentul ofensiv.